Bun venit la Studiul Scripturii, vă salutăm cu mare drag, stimați prieteni, bun venit la o comuniune mai aproape cu Sfânta Scriptură. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească în fiecare zi, pentru că cuvântul pe care ne-l dă Dumnezeu în aceste timpuri este un cuvânt de mângâiere, de speranță. Iar prin istoria patriarhilor din vechime are ceva ca să spună credincioșilor de astăzi. Și Apostolul Pavel spune că toate acestea s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Oamenii din vechime n-au fost oameni sfinți, n-au fost oameni atât de credincioși cum își închipuie unii de astăzi. Au fost oameni cu greșeli, cu neajunsuri, dar în același timp oamenii aceștia au descoperit iubirea profundă a lui Dumnezeu. Iar odată ce au descoperit această iubire, ei au înțeles că pot să-și pună încrederea într-un astfel de Dumnezeu. De aceea salutăm pe toți cei care s-au conectat și sunt împreună cu noi. Ne este plăcut ca să citim de unde urmăriți emisiunea noastră, programul de studiu al Școlii de Sabat, din ce localitate, care sunt întrebările dumneavoastră, dar în același timp și răspunsurile pe care le scriți dumneavoastră la întrebările pe care le avem la studiu de fiecare dată. În acest timp, la momentul de față, vom studia o temă care nu este tocmai una pozitivă, ci tema sună așa, Iacov înșală. Ar fi frumos să spună, Iacov este un sfânt, Iacov este un om deosebit, Iacov este un om credincios, dar așa se începe viața de credință a unui om, o legătură cu Dumnezeu, dar se începe de fapt de la experiența înșelăciunii. Vom studia școala de sabat împreună cu dumneavoastră, dar invitații mei din seara aceasta sunt și vreau ca să vă prezint, este familia Popa, fratele Nicolae și sora Natalia, bun venit la studiu! Bună seara! Bună seara. Și a doua familie este familia Bordeanul, fratele Ion și Elvis. Avem un reprezentant din grupa celor tineri. Bun venit! Bine v-am găsit! Vă invit înainte ca să deschidem Scriptura și să ne adâncim în viața patriarhului Iacov, ca să vedem negativele, să îi le criticăm și apoi să vedem și părțile pozitive din viața lui. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne binecuvânte, să ne ajute. De aceea vreau să vă rog cu dumneavoastră, sora Natalia, ca să vă rugați pentru ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Da, vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Tatăl nostru din ceruri, în numele Domnului Iisus, noi îți mulțumim pentru această posibilitate de a fi în casa de rugăciune și de a studia cuvântul Tău. Te rugăm ca Tu să ne dai înțelepciune și Duhul Tău cel Sfânt, ca să putem înțelege aceste adevăruri care sunt atât de valoroase pentru viața noastră, cât și noi, ca și Iacob, de multe ori greșim, de multe ori cădem, avem urcușuri și ridicări, dar ajută ca să căutăm izvorul vieții și izvorul speranței, așa cum l-a căutat Iacob în viața lui, și să ne ținem de brațul Tău. Te rugăm ca Tu să conduci cu această oră și cu noi toți. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Tema de data trecută ne-am oprit la căsătoria lui Isaac. O căsătorie după voia lui Dumnezeu, o căsătorie înțeleaptă, unde înțelegem noi că nu a fost ideală, dar a fost o căsătorie cât de cât la care avem de învățat foarte mult. Dar uite că la educarea copiilor, sigur că aici avem o parte negativă pe care trebuie să o menționăm în familia lui Isaac. Că unul iubea pe Esau și celălalt mama iubea pe Iacob. Adică aveau iubiții lor, aici e meu și acela este al tău, ca și cum nu sunt la amândoi. Uite, aici avem ceea ce avem de spus la familia lui Isaac. Odată ce se nasc doi copii, sunt gemeni, nu știu dacă seamănă unul cu altul, dar probabil că sunt gemeni care nu se aseamănă, nu știu cum li se zice lor în medicină, dar totuși atât de diferiți sunt la aspect, dar atât de diferiți sunt și la caracter. Dupleți. Deseori auzi pe părinți, zice, nu știu cum, dar sunt atât de diferiți, i-am hrănit pe amândoi din aceeași oală, dar uite, toți, dar dumneavoastră aveți mai mult de doi copii, da? Și știți, parcă am vrea ca toți să fie la fel. Dar măcar că au mâncat aceeași mâncare, au fost născuți de aceeași mamă, împreună cu același tată, totuși sunt diferiți, da? Caractere diferite. Ce zice Scriptura despre Iacov și cum este cunoscut Iacov?
Ce știm noi despre El din primele zile ale existenței Lui pe paginile Sfintei Scripturi? Eu vreau puțin să ne oprim la faptul că tata lor, adică foarte puțin se vorbește despre El, adică ca patriarh, ca... Da, dar prin faptul că a fost adus ca jertfă, adică era gata să fie adus ca jertfă, dar aceasta a fost făcut de tatăl său Avram. După aceea nu vedem atât de mult și din ce considerente, fiindcă deja pentru dâns a făcut totul tatăl. Și el avea de toate, este doar un mic caz atunci când era foamete și când s-a dus în alt loc. Și repet aceeași greșeală ca... Și repet aceeași greșeală, da? Dar atunci când totul îți merge bine, nici nu ai prea multă experiență cu Dumnezeu. Iar în ceea ce privește Iacob, Biblia ne-l recomandă și ne-l spune că era un copil liniștit, în, mai ales cum era celălalt, că celălalt era vânător, dar vânatul de atunci nu se compară cu vânatul de acum, când nu mergeau cu jeepurile și cu mașinile, el alerga și alerga foarte mult. Toată ziua alerga cu sulița, cu arcul, ca să prindă ceva. Și nu stătea locului, cu alte cuvinte. El era tot timpul, dar celălalt stătea în casă, nu ieșea afară, era liniștit. Aș vrea ca să privim asupra textului de memorizat, dacă vrea cineva ca să ne-l spune, să ne-l citească. Ce observăm din text despre caracterul lui Iacob? Dintr-o dată i s-a pus emblema pe frunte, dar cum este el? Și de aceasta nu scăpi toată viața. Esau a zis, da, nu degeaba i-au pus numele Iacob, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea. Și a zis, n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine. Deci ce zice Esau? Nu degeaba, și numele este perfect cu caracterul său. Da. De fapt, pentru evrei, numele însemna caracter. Da. Când zice cartea Apocalipsa și voi scrie pe fruntele lor numele Dumnezeului lor. Aceasta înseamnă că poporul acesta sau oamenii aceștia poartă caracterul lui Dumnezeu. Iar acum Iacov poartă un caracter și anume înșelat de două ori, da? Așa ar însemna Iacov, înșelătorul. Așa ar suna. De fapt, numele lui ar însemna cel ce ține de călcâi. Asta este semnificația de bază. Că el, când s-a născut, îl ținea pe fratele său de călcâi. Și de atâta i-a dat numele acesta. Faptul că el a înșelat de două ori și o să vedem și mai departe din ce cauză a ajuns la cea înșelăciune și cât de ușor el a, mai ales în cazul când a dat vândut. Observați că în numele acesta lui vine ca o replică de la Geneza capitolul 3, da? Va zdrobi călcâiul, ca cel care mușcă de călcâi, ca și cum mușcă pe la spate sau care... Îți o face, dar ți-o face pe la spate și, într-adevăr, s-a confirmat în viața lui Iacov că el a făcut înșelăciunea aceasta pe la spate. Și vedem o profeție prezisă, o frumoasă profeție, chiar din pântecele mamei, ei se luptau între ei și se zbăteau. Și chiar când s-a născut cel mai mic, Iacov se ținea de călcâiul celui mai mare, Esau. Și asta arată profeția că ce se va întâmpla pe viitor, că el va moșteni sau va fi mai mare decât cel mai mare, decât Esau. Pentru că Dumnezeu le-a spus lucrul acesta și ei știau. Așa? Da, ei știau pentru că putem să accentuăm acel moment că atunci când acești doi copii se băteau în pântecele mamei, Rebeca a spus, pentru ce să mai nasc? Și s-a dus și a întrebat pe Domnul. Dar Dumnezeu i-a spus prin cuvântul său că vei naște și din acești fii vor fi două noroade, două popoare. Și unul va, acel mai mic, va stăpâni pe cel mai mare. Eu știut lucrul acesta, foarte bine o știut. Și de la început, cum a spus fratele Ion, dacă... Spunem că Iacov era un om liniștit, el mult medita, el era om al casei și el vrea ceva să capete pentru că
să primești o binecuvântare de la părinți, asta e ceva foarte bun, pentru că mai târziu trebuie să cel care este primul născut, el devine și preot al familiei. Da. Moștenitor spiritual. Da. Noi nu putem să spunem că în Isau numai negativ vedem. Totuși, în Isau noi găsim și lucruri bune, că el, măcar că el era om viteaz care pleca prin dealuri, pe munți, cu vânaturi, dar totuși atunci când el este înșalat, noi vedem că el nu face acea problemă ca să, când i-a spus că... Adică nu se răzbună direct dintr-o dată. Da, că eu am să te omor. Dar a spus, după ce părinții noștri se vor pretrece, eu pe tine am să te omor. Uitați, el are ceva bun, că el nu a vrut ca să facă în timpul cât părinții sunt în viață. Dar pe parcursul lecțiunii noi vom vedea cum Dumnezeu a lucrat și cu Isau, și cu Iacov, și am să vedem, e foarte interesantă istoria acestor două. Încă ce mai descoperiți în caracterul lui Isau și în caracterul lui Iacov? În alt loc, Biblia îl descrie pe Isau că este un om lumesc, da. Dar Iacov este un om spiritual. El nu știe cum să se apropie de Dumnezeu. El cu orice preț, cu puterile lui, cu amăjeli, cu șiretlicurile lui. Dar el vrea să capte binecuvântarea asta pentru că el era încrezut că dacă tatăl său îl binecuvintează, el primește direct de la Dumnezeu această binecuvântare. Și de atâta el dorea cu orice preț ca să capte aceasta. Deci, dreptul de întâi născut avea două aspecte. Cel material și cel spiritual. Da. Dacă să ne referim la cel material, cineva a socotit că averea lui Avram în echivalentul nostru de acum ar fi undeva în jur la $1 miliard. Cămilii cu tot ce el avea. Adică nu era avere puțină. Și era o avere destul de mare, destul de multă, care i-a rămas lui. Da, dar mai adunase și Isaac. Și acum care era? Păi lui Isaac, ceea ce i-a revenit de la Avram, i-a revenit toată partea, i-a revenit lui Isaac. Adică ei aveau o avere destul de mare. La cel întâi născut îi se referea două părți, două din, da, dacă se împărțea în trei. Și la cel doar o singură parte. Deci averea la cel mai mare era de două ori mai mare decât la celălalt. Acesta era primul aspect. Al doilea lucru care era partea spirituală. Și dacă noi să ne uităm și mai departe, o să vedem că de fapt Esau a rămas cu 100% din partea materială, fiindcă Iacov n-a luat nimic cu el. Toată averea lui a rămas lui, a tatălui său, a rămas lui Esau. Deci partea materială, el a rămas cu 100%. Dar acolo se vedea mai mult partea spirituală. Și vine și celălalt cu averea și ce mai târziu. Și pentru el, partea spirituală nu avea așa de mare însemnătate, fiindcă Spiritul Profetic ne spune că ei de mici au fost învățați că dreptul de întâi născut are și un privilegiu foarte mare, dar este și o responsabilitate. Și acolo când el și-a vândut dreptul, și o să ajungem la acela când a dat pentru lintea ce i-a dat, el spune că a dat-o, nu și-a nu pus valoare. Nu a pus. Da. Și din alt punct de vedere, dacă să o luăm la suma care era, el a dat pentru 300 de mii de milioane de dolari, dar a dat pentru o linte. Dacă de 12 vorbim, lei, da? Da. Deci care nu valorează, adică dacă ne referim la partea materială. Adică el a dat foarte mult pentru un lucru de nimic. De nimic. Da. Și încă una vedem la Esau, atunci când el a venit obosit de pe dealuri unde a umblat el după vânat, la dânsul sau putem să spunem că plăcerea pentru lucrurile care trec, când au ajuns acum, când au venit la Iacov, dă-i să mănânc. Azi dă-i, acum să mănânc. El nu s-a uitat, la binecuvântarea sau la dreptul din tâi născut. La dânsul asta nu era pe capul lui în momentul acela. Dar știți fost ce, aceea ca să-i dăie să mănânci. Știți ce gândim aici? Că, de fapt, astăzi lumea trăiește exact ca și Esau.
Să-mi fie bine acum și aici. Acum. Ce va fi mai departe nu mă interesează. Bine acum și aici. Vreau să salutăm pe toți cei care ne-au scris de unde ne urmăresc. Portugalia, Cimișlia, Italia, Germania și sigur că și din Belgia. Salutăm pe toți cei care sunt cu noi. Aș vrea ca să scriți care sunt lecțiile pe care dumneavoastră le învățați de la acești doi bărbați. Și în mod deosebit de la Iacov, de la viața de început a lui Iacov. Părți pozitive și părți negative. Ce concluzii faceți, concluzii spirituale pentru viața dumneavoastră de la Iacov Înșelătorul? Puteți să scriți, iar la sfârșit ne vom împărtăși cu gândurile pe care dumneavoastră le scrieți. Deci ne întoarcem înapoi la Iacov și la Esau. Cum era unul, cum era altul. Prin urmare, ambii sunt fiii lui Isaac, da? Nepoții lui Avram, sămânța lui Avram. Oricum, va fi binecuvântată. Chiar mai târziu, când Domnul zice lui Moise să nu treci, să nu deranjezi pe Edom, pentru că de acolo nu-ți dau nicio limbă de pământ de la edomiți, pentru că sunt frații voștri, și lor le-am dat muntele Seir. Da, este al lor. Acolo este pământul pe care le-am dat. Deci și mai târziu, măcar că el n-a primit binecuvântare sau, totuși Domnul zice, sunt frații voștri și lor le-am dat binecuvântarea lor. Ce este important de la Iacov este că Iacov, foarte mult, ați menționat și dumneavoastră, prețuiește partea spirituală, și anume binecuvântarea, dreptul de întâi născut. Chiar dacă zice el, Doamne, ce sunt eu când se întoarce înapoi? Zice, am trecut râul cu un toiag și mă întorc înapoi cu o mare bogăție. Și până la urmă Iacov înțelege, nu contează că te-ai dus doar cu un băț, da, trecând râul. Dacă tu te-ai dus cu binecuvântarea lui Dumnezeu înapoi, pe lângă toiagul acela, încă câte bogății poți ca să primești. Esau rămâne mai departe în sufletul lui dezamăgit, supărat, și când citim cartea lui Obadia și chiar prorocii mari, prorocii mici mai târziu, spune că Esau încă și mai are mânie pe Iacov. Deci mânia aceasta s-a trimis din generație în generație. Și măcar că s-au împăcat ei, totuși Esau în sufletul lui a rămas supărat pentru totdeauna. El n-a putut ca să ierte. Deci ceea ce descoperim de la ei. Haideți ca să mergem mai departe și o întrebare pentru Elvis. Ce s-a întâmplat la Betel? Da? Cuvântul Betel provine din două cuvinte. Bait, ceea ce înseamnă casă, el, numele lui Dumnezeu. Deci casa lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo, dacă ai putea ca să povestești, da, istoria la întâmplarea de la Betel? El vede, Dumnezeu îi dă un vis. Iacob era în fugă, fugea de fratele său, ca să nu-l omoare. Și era străin, pribeag, călător, cum era și Cain când omorâse pe fratele său. Și fugind așa, el a obosit și a ajuns la Betel și a luat o piatră căpătâi și s-a culcat. Și Dumnezeu îi dă un vis. O scară care era vârful la cer, atinge cerul și pământul, poalele pământului, care arăta legătura dintre cer și pământ. Iisus Hristos este în capul scării. Și aici Dumnezeu îl asigură că el nu este singur, pe pribeag, fugar, dar Dumnezeu este cu el și îi dă o speranță că să meargă înainte și cu să nu se teamă. Vreau ca să vă gândiți la sentimentele pe care le avea Iacov ca fugar, iar sentimentele acestea, sigur că primesc o replică din partea lui Dumnezeu, visul cu scara. Ce simțea Iacov când pleacă de acasă, al nimănui, cumva, într-un fel, părăsit. Chiar înșelător, dar părăsit, omul care înșeală este părăsit de Dumnezeu, părăsit de tata, mama, fratele caută ca să-l omoare. Iar acum, în sufletul lui, cred că zicea, Doamne, și Tu m-ai părăsit. Măcar că am binecuvântarea, totuși nu te am pe Tine. Și Dumnezeu vine cu visul acesta. Asigur că nu-i singur. Eu cred că așa se întâmplă când oamenii fac ceva și nu se sfătuiesc cu Dumnezeu. Și cum el l-a înșelat pe fratele său și pe tatăl său ca să obții această bogăție, dacă el se sfătuia cu Dumnezeu, poate că avea succes, dar din cauza că a făcut fără ca să fie voia lui Dumnezeu, așa se întâmplă ca să fim fugari și să fim întotdeauna cu teamă că nimeni nu este cu noi.
Da, când vrei să obții ceva prin șmecherie, poate de la început ești bucuros că ai obținut, ești fericit și apoi vine conștiința pe urme să spună că tu n-ai procedat corect. Tu ești cineva care Dumnezeu te-a părăsit. Și în cazul acesta vedem că chiar dacă el pentru fapta lui, Dumnezeu totuși nu îl părăsește. Și îi spune că el este alături de el, îi arată visul, vede vedenia aceea, vede scara cum îngerii coboară, se ridică și îi aduce aminte că totuși el va fi, Dumnezeu va fi alături de el. Și nu ține cont de aceea fapta lui. Și aici vine acea mila lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu, fiindcă el nu merita acest lucru. El din partea lui Dumnezeu nu merita acest lucru. Chiar dacă a primit binecuvântarea aceea, cum a primit-o, prin înșelăciune și așa mai departe, chiar dacă fratele său atunci nu și-a dat seama și era rupt de foame și i-a jurat că eu ți-o dau. El și-a făcut prima parte și după aceea mama a făcut a doua parte cu înșelăciunea și așa mai departe. Dar aici vedem la această scară că Dumnezeu este la cârmă, că El conduce această situație și atunci când noi ne încurcăm, Dumnezeu este gata ca să ne ajute și să ne descurce din greșelile pe care noi le-am făcut. Știți, atunci când un om produce un păcat, o greșeală, primul lucru pe care conștiința îi spune, te-a părăsit Dumnezeu, tu ești singur. Iacov, când visează scara aceasta, concluzia este, Dumnezeu nu m-a părăsit, da, ca și tânărul bogat. A fugit de acasă, gândul lui, tata-i supărat pe mine, tata nu mă va primi, oare ce va zice tata când mă va vedea? Aceasta este primul gând a oricărui om care păcătuiește. Totuși, visul acesta, Dumnezeu spune, oricât de mult ai păcătui, nu te las, nu te părăsesc cu niciun chip, sunt cu tine. Iar Iacov, când se trezește, spune, într-adevăr, Dumnezeu cerului este deosebit. Chiar am vrut ca să citim cuvintele pe care El le spune. Când Domnul zice, te voi păzi pretutindeni, te voi binecuvânta, într-un fel el rămâne uimit, un păcătos ca mine, un înșelător, Doamne, Tu vei binecuvânta și zice, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. El a venit în locul acela fără Dumnezeu. Și acum zice, Doamne, Tu ai fost, dar eu n-am știut că Tu ai fost aici. Adică Tu ai fost tot drumul, și drumul meu al înșelăciunii, și drumul meu al pribegiei și al fugii, Tu ai fost cu mine, dar eu n-am știut. Și aici tocmai este învățătura că fiecare păcătos când produce rău se gândește că Dumnezeu nu este aici. Și apoi când descoperă, Doamne, eu n-am știut că Tu ai fost cu mine. Și vedem mai departe după această vis a lui, când el e niște unde lemn ceea ce mai avea acolo, pe acea piatră pe care el a dormit, unge, face acel legământ, acea juruință pe care o dă lui Dumnezeu și îi spune că dacă Tu mi-ai binecuvântat din toate binecuvântările pe care Tu o să mi le dai, eu a zecea parte, care cunoștință o să ți-o întorc. Da, imediat ne întoarcem de ce zecimea. Eu mă vreau să mai adaug aici, atunci când Iacob a plecat de acasă, fugari, prin deșertul cel mare, călduros, căldură mare, cu gândul că nu ești a nimănui, cum a fost amintit. Dar totuși, uitați-vă, când el a călătorit prin deșertul acest foarte aspru și că nu mai avea puteri să o oprit, cu gândul că cred că toți m-au părăsit și n-am la cine să mă adresez. Și atunci când Dumnezeu îi se descoperă, mă gândesc, când s-a trezit din somnul pe care el o dormit pe piatra aceea și când a văzut că Dumnezeu este lângă dânsul, i-a dat o putere și o încurajare, așa că el s-a întărit în putere. Da, cred că și mai târziu, ori de câte ori trecea printr-un necaz, memoria aceasta a scării îi revenea în minte. La ce vreau? Noi trăim și noi pe pământul acesta plin de probleme și greutăți și câteodată ne oprim în drumul nostru și spunem, Domnul m-a părăsit și nu trebuie să la nimeni, dar Dumnezeu este întotdeauna deci, avem și noi nevoie să vedem scări totdeauna când cădem de oboseală. Când Dumnezeu rezolvă problemele noastre,
Atunci noi, cu o mulțumire și cu o laudă la adresa Doamne, Tu ai fost alături de mine și în momentul acesta când credem că nu-i nimeni, și tot m-a părăsit, dar Tu întotdeauna ești cu mine. Cred că experiențele din trecut ne dau putere ca să biruim și încercările care vin astăzi. Da, vreau ca să spuneți ce asemănări este între Babel și Betel și ce deosebiri. Dacă Babel este aceeași scară sau Babel, o încercare de a face acel lucru, dar care l-a încercat cu mâinile proprii, cu sforțări proprii ca să ajungă până la Dumnezeu, iar în acest caz vedem că de fapt este acea scară care este și Dumnezeu însuși pe care este sprijine și așa mai departe. Deci la Dumnezeu cu putere proprie noi nu putem ajunge. Numai dacă Dumnezeu îți oferă această posibilitate și îți oferă acest har al Său. Da, deci Babilonul sau Babilul reprezintă religia falsă, unde omul prin încercarea lui încearcă să ajungă la Dumnezeu. Betelul reprezintă religia care vine de la Dumnezeu și care Dumnezeu face legătură cu omul. El este scara și îi leagă pe oameni de El, de cer și pământ. Ai zis, Ion, că Dumnezeu îl ascultă pe Iacov. Și Iacov, netras de limbă de nimeni, de Domnul, zice, Doamne, dacă ați mă binecuvântez și ai să-mi dai așa cum mi-ai zis, eu am să-ți dau să ia 10-a parte. De ce îi promite zecime? Vedeți, chestiunea aceasta cu zecimea, viața buneilor, bunelului și așa mai departe, ei o știau. Ei era spusă și el știa că Avram dădea zecime. Ei erau învățați de mici de făgăduințele și de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis lui Avram. Și ei știau că în acest context el își face parte, el dorește să se asemene cu Avram și să continue această linie a făgăduinței lui Dumnezeu. Și el spune, dacă e așa, atunci o să dau și eu, o să-ți întorc zecimea ca recunoștință pentru Dumnezeu. Adică, într-un fel, zice, Doamne, vreau să fiu ca bunelul meu Avram, da? Cam așa ceva, da. Și el mai spune, zice, dacă Tu, Doamne, mă vei binecuvânta și mă vei ocroti în drumul pe care vreau să-l fac, în toate încercările mele, vei fi cu mine, face o juruință că va fi credincios și va fi recunoscător lui Dumnezeu, va fi mulțumitor pentru toate binecuvântările lui și va întoarce a 10-a parte, așa cum a făcut bunelul său, că i-a crescut în familie de creștini, de patriarhi și erau familiarizați cu... și știau toată istoria, cum s-a născut bunelul său, făgăduința aceea care cât o așteptat-o, că mergea din viu grai, povesteau. Dacă vă uitați la cuvintele lui Iacov, zice, Doamne, cât să-mi dai Tu, eu să întorc a 10-a parte. Nu vi se pare că e o promisiune egoistă? Zice, Doamne, cât îmi dai mie, atât să dau tot înapoi, îți dau să iei. Dacă Tu ai să mă binecuvântezi, Tu n-ați venit la Tine. Doamne, adică Tu îmi dai mie și eu îți dau înapoi numai 10. De multe ori și noi așa se întâmplă și la noi în viața noastră, că... ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu sănătate, cu lucru și promitem că vom întoarce zecimea, zeceala. Și Dumnezeu își împlinește făgăduința, dar cu păreri de rău oamenii noi, adică mai îngăduim sau mai întârziem cu zecimea, cu darurile, cu mulțumirea, cu recunoștința. De fapt, nu cunoaștem până la urmă cum și-a onorat Iacov promisiunea, dar știm exact că Dumnezeu și-a onorat promisiunea. Da. L-a binecuvântat, chiar el a recunoscut, Doamne, am trecut cu toiagul și acum mă întorc cu o mare bogăție. Deci Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Sigur că aici avem de învățat cu privire la zecimii, de la patriarhii, atât la Avram, cât și la patriarhul Iacov. Ei cunoșteau principiul zecimii, chiar dacă nu avem foarte multă informație, detalii, cum se dă zecimea, cum se calculează, patriarhii cunoșteau principiul acesta, este un principiu al binecuvântării. Dumnezeu îngăduie lui Iacov ca să fie înșelat. Trece timpul, Dumnezeu îl binecuvântează, dar nu îl scutește ca să guste și el din amărăciunea înșelăciunii. Să simtă pe pielea lui. De ce? Ca să-l schimbi, să-i schimbi caracterul, să-l transforme după voia lui.
El fuge la, la fratele mamei sale, la Laban. La moșu, da, unchi. La moșu. Și moșul era un businessman bun, că nimeni nu-l putea întrece. Și Iacob a încercat el să negocieze cu el sau să-l învârtească, cum spunem noi. Dar nu s-a primit. Și a încercat ei să îmbogățească într-un fel, cu nuiele, cu fel fel de ritualuri de astea, ca mei să aibă mai multe oi, mei de porodă, cum spunem noi. De soi. De soi. Sigur că au fost niște încercări omenești pentru ca să înșele mai departe, dar totuși faptul când el o iubește pe Rahela și slujește 7 ani pentru ea, în cele de urmă, când se trezește dimineața, simte gustul înșelăciunii. Cred că era o amărăciune nespus de mare și Dumnezeu îl lasă. Nu schimbă, nu întoarce lucrurile în alt fel. Așa, Iacob, așa, Iacob, trebuie să guște amărăciunea. El a înțeles când s-a dus la Laban și spune, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai înșalat? Acum Iacob înțelege ce înseamnă înșelăciunea, ca să-l înșel pe cineva. Da, da, Dumnezeu nu intervine. Faptul el că... a las mai departe să, ca el să corecteze viața lui din înșelător care era. Pentru că nu deodată, el a trecut prin prima înșelăciune care l-a amăgit la Laban și în loc de Rahela i-a dat-o pe Leia. Și mai departe, noi azi vedem urmările care au fost. Până la urmă, Iacob înțelege că nu a făcut lucru bun când a înșelat pe fratele său și i-a luat dreptul din tine. Da. Mulțumim, Elvis. Faptul că Dumnezeu a lăsat ca Iacob să fie înșelat, asta este deoarece Dumnezeu întotdeauna ne iartă păcatele, dar consecințele noi trebuie să suportăm. Iar dacă noi vom greși de fiecare dată și consecințele nu vor fi, noi vom ști că Dumnezeu ne iartă și vom greși din nou și din nou. Și asta a fost o lecție ca să înțeleagă Iacov că orice greșeală are consecința ei. Deci chiar dacă ne greșim, Dumnezeu ne iartă, dar consecințele trebuie să le suportăm. Trebuie să simți și tu ce seamănă, ce culegi, ca să simți tu pe spirea ta. Gândiți-vă dumneavoastră că vă loviți cu ciocanul peste deget și nu vă doare și nici nu se învinețește ca și cum ai dat în fier. Data viitoare, ce vei face? Te vei ocoli sau... Tot ai da. Cred că fără nicio problemă vei lovi mai departe. Faptul că te doare, aceasta deja te face, următoarea dată să fii atent, să te păzești și să fii mai grijuliu. Pentru că durerea este metoda prin care omul se educă. Deci nu există o metodă de educație mai puternică pentru om decât durerea. De ce îi pedepsim pe copii? Și deseori îi pedepsim prin pedepse atât fizice, dar cât și așa sufletești sau non-fizice. Îi privăm de libertate, nu le dăm bani, le luăm telefoanele și suferă foarte mult. Dar o durere, fie că e fizică sau că e de altă natură, psihologică. Totuși ei învață, sau copiii, noi oamenii învățăm prin suferință. Vedeți, în cazul lui Laban, el își dădea seama că Leia avea puține șanse ca să mai căsătorească. Asta tot era o chestiune. Dar alt lucru care este aici, este în evidență, este faptul că cum Dumnezeu conduce mai departe. Fiindcă dacă ne uităm că din Leia, ea a fost mult mai spirituală decât Rahela. Levi este de la Leia, Iuda, de unde se trage Domnul Iisus Hristos, tot de acolo. Da, doar Iosif, care, mă rog, a fost și deja și Beniamin. Dar și chiar prin faptul că din așa înșelăciune și prin faptul că el mai mult o iubea pe cealaltă, a făcut-o ca să nu aibă copii. Acolo deja este intervenția directă a lui Dumnezeu. La una îi dă și la celălalt nu îi dă. Și ca el până la urmă să înțeleagă și din acel era o chestiune dacă ei doi frați nu s-au putut înțelege și au ajuns unul într-o parte și unul în altul. Dar acum în familia lor, odată cu binecuvântări, două surori care nu se înțeleg. După aceea și copiii lor și așa mai departe. Și dacă o să ajungem mai departe la Iosif, o să vedem că situația nu a fost atât de bună în ceea ce privește educarea copiilor.
Dacă așa un pic deschidem o paranteză ca să vedem mai departe viitorul lui Beniamin și viitorul lui Iosif. Iosif a fost un om credincios, dar urmașii lui nu prea, pentru că Manase și Efraim, cei doi copii, mai târziu Domnul zice Efraim s-a lipit de idoli și așa mai departe. Și dispar semințiile lor, pe când Iuda, Levi rămân încă mai departe. Beniamiții sunt aproape distruși în Cartea Judecătorii, da, datorită păcatului lor și a răutății lor. Și nu înțelegem de ce Dumnezeu... Dar de la mama sa, că ea doar a furat Dumnezeii tatălui ei când s-a dus, de acolo a furat, ea era idolatră de felul ei. Era idolatră de felul ei. Și totuși Iacov o iubea. De asta a fost providența lui Dumnezeu, ca să fie Leia, să fie împreună. Și noi am scăpat un pic la Esau. S-a căsătorit prima dată cu două fete care părinților și-au dat seama că nu este bine. Când el a văzut, când el trebuia să plece, Iacob, și a văzut că mai bine du-te tu și ți-a din altă parte, el se duce și se mai căsătorește cu două, dar deja cu urmașii lui, cu fetele lui Ismael. Cu rudele lor. Bun, trecem mai departe pentru că timpul strigă după noi. Cum revarsă Dumnezeu binecuvântarea sa peste Iacov? Prin ce metode? Copii. Îl binecuvântează cu copii. Copii și fiecare copil poartă un nume frumos, da? Foarte frumos. Fiecare mamă își spune că Dumnezeu m-a ascultat, că Dumnezeu mi-a răspuns, a privit la durerea mea, a privit la lacrima mea. Chiar și Rahela când îl naște pe Iosif, dar tot un nume frumos, Adaus, Beniamin, fiul suferinței mele. Și fiecare copil este o binecuvântare în familia lui Iacov. Și tocmai Dumnezeu îngăduie 12 băieți ca să fie 12 triburi sau 12 seminții ale lui Israel. Probabil că are și aici o... Pe urmă, a 12-lea pe urmă. Ei, când el a împlinit 14 ani de muncă, s-a născut Iosif. Probabil că și aici a fost providența lui Dumnezeu, și anume binecuvântarea în familie. A venit cu nimic, acum are două soții, are două roabe, are 13 copii, de fapt, și o fată. Apoi Dumnezeu îi înmulțește turma și îl recunoaște că în toate acestea este mâna lui Dumnezeu. Deși straniu este când soțiile îl împart, el se întoarce de la muncă, iar el zice, nu, va fi cu mine, nu, va fi cu mine. Rivalitatea aceasta în familie s-a așezat asupra lui și asupra păcatelor lui din trecut. Probabil că el a înțeles istoria trecutului, ce are de învățat din ea. Cum s-a îmbogățit Iacov? A fost intervenția lui Dumnezeu sau a fost și abilitățile lui? Intervenția lui Dumnezeu. Doar? Da, aș zice. Bun, dacă Dumnezeu zice, te voi binecuvânta, așa cum i-a spus la Betel, vei avea de toate, și Iacov zice, ok, dacă Domnul a zis, putem să dormim până mai târziu, cu oile nu ies, dar el îi spune lui Laban că ce mi se fura, puneam în loc. Ziua mă prăpădeam de căldură și noaptea de frig, adică trecea sărmanul prin bogăția aceasta, a fost binecuvântarea lui Dumnezeu, dar în același timp, deci, a fost și insistența și munca lui. El primii 14 ani, pentru el nu prea strângea așa de mult. Adică el a slujit pentru soțiile sale. După ce el a spus, mai departe, ce facem? Laban a văzut că este binecuvântat, lucrează mai departe. Dar eu am lucrat 14 ani la tine, dar eu trebuie să am copii în urmă, am familie. Și după ce ei au făcut acea... Da, și tocmai aici vine întrebarea, care a fost convingerea la care l-a făcut pe Iacov să zică, mă întorc acasă? Pentru că Iacov s-ar fi întors de mult acasă, dar știa că acasă nu îl așteaptă nimeni cu plăcinte calde, pentru că Esau i-a promis, cum ne întâlnim, tu vei fi omorât. În partea aceasta se vede că el spune că, în lecțiune ni se spune că, de fapt, copiii lui Laban, băieții lui Laban, au văzut că el tot crește bogăția, tot mai mare și mai mare crește, și deja fiii lui Laban erau o amenințare pentru el. Și amenințarea lui Laban era mai mare decât a lui Esau. Și în cazul acesta, din cauza amenințărilor, aceasta era una, și a doilea că Dumnezeu când i-a spus acum trebuie să pleci, el trebuia să plece. Și dacă vă aduceți aminte, când mama lui l-a trimis, îi spune că eu văd care e situația,
după aceea trimă după tine să vii înapoi acasă. Și nu a mai venit nimeni să-l mai cheme acasă. Înseamnă că pericolul acolo tot era mare. Dar el a văzut că aici pericolul era mai mare și a trebuit să plece. Deci Iacov aude cum nații, da? Da, da. Îi zic că o luat toată bogăția lui tata. Apoi s-a uitat la socru și zici, fața lui era alta, dar nu tocmai el îi zisese înainte, rămâi Iacove la mine că văd că din cauza ta, și la mine e bine, Dumnezeu mă binecuvântează din cauza ta. Dar totuși acum zice, bun, am fost binecuvântat și eu, dar tu mai mult ca mine, de aceea... De înțelegere au fost. Nu e o problemă când Dumnezeu mă binecuvântează pe mine și pe tine, dar când văd că pe tine te binecuvântează mai mult, de-amă nu-s bucuros că am fost binecuvântat și eu, da? Așa se întâmplă. Și în cele de urmă, al treilea factor, Domnul a zis, întoarce-te, Iacob, în țara. Eu a așteptat semnalul când Dumnezeu îi va spune și îi va vorbi ca să întoarcă înapoi în țara lui. Și când Dumnezeu i-a vorbit, Iacove, te întorci înapoi în țara și la părinții tăi, atunci Iacov a plecat. Ascultat. După ce Dumnezeu i-a vorbit. Și el a ascultat, s-a luat gospodăria și a plecat. S-a consultat cu soțiile și Rahela a luat Dumnezeu tatălui său, i-a ascuns și pe urmă a avut neplăceri familie. Da, sigur că ne mai întoarcem înapoi la data viitoare. Mai avem încă două studii despre Iacov, despre Iosif, împreună până la robia Egiptului. Aș vrea ca să faceți câte o concluzie acum la finalul studiului. Ce lecții luăm de viață pentru noi, pentru cei de astăzi care nu mai socotim că miei și caprele sunt o bogăție, care trăim în alte timpuri, care avem alte valori, care în general avem alte legi după care existăm astăzi, după atâtea mii de ani, cum e. Dar totuși rămân câteva principii pe care le învățăm de la Iacov. Dacă puteți, așa, în scurt, câte o expunere, ca părinți, o încheiere. Eu mă gândesc ca părinți, că avem copii, trebuie să nu repetăm greșelile urmașilor noștri care au fost până la noi. După cum noi am văzut în familia lui Isaac și Rebeca, era fiul mamei și unul fiul tatei. Fata babei și fata mășneagului. Da, și copiii, să știți că copiii cunosc și văd în familia noastră pe cine iubim mai mult și cine nu iubim mai mult. Noi am avut și așa și în familie. Și fata, da, vă era dureros când vă zicea una, cealaltă o iubești mai tare ca pe mine. Fata spune, deși tu Vica o iubești mai mult, dar pe mine nu. Dureros. Ei observă. De aceea noi trebuie să fim atenți în educarea copiilor noștri. Ca ei să nu ne dea niște cuvinte așa că te străpunge la inimă. Mai bine să iubim câți copiii noștri așa cum sunt. Răi, buni, dar să iubim tot una. Deci dragostea nu numai trebuie manifestată, ci trebuie și verificată cum au înțeles-o copiii. Că deseori îi iubești, dar el a înțeles altfel. Trebuie ca să-i mai dovedești încă o dată că îl iubești pe el la fel. Poftim? Eu mă gândesc că viața lui Iacob se aseamănă cu viața noastră. Și noi avem în fiecare zi lupte, necazuri, încercări, vin ispite și să ne ajute Dumnezeu ca să le biruim și să le rezolvăm cum le-a rezolvat Iacob. El a venit la Dumnezeu, s-a consultat cu el, a venit la Betel, care spune că este poarta cerului. Să venim și noi la Betel, unde Iisus ne așteaptă cu mâinile întinse ca să ne ajute. Da, interesant că nu a venit el la Betel, ci Betelul a venit la el. Sau Betelul l-a găsit în drumul descurajării lui. Da? El vezi? Eu vreau să spun că Iacov este un exemplu foarte bun, că fiecare lucru are un preț. Indiferent e pozitiv, negativ, el pentru bogăția lui a trebuit să aștepte mulți ani, pentru țile lui la fel a lucrat și nimic în viață nu este dat pur și simplu și noi trebuie să lucrăm. Da, e frumos ai zis că pentru fericirea din viața aceasta trebuie să lupți atât pentru dragostea ta, dar pentru dragostea față de Rahela. 14 ani de muncă. Nu știu azi dacă băieții, Elvis, tu ai fi dispus 14 ani să lucrezi la socru ca să-ți dai mireasa. și uite că el a făcut-o.
Deci, pentru mine mai este un... Ceea ce am observat atât la Avram, după ce la Isaac și după ce la Iacob, este că toți ceilalți din jur au recunoscut și au spus că acesta este un om binecuvântat de Dumnezeu. Toți dintre ei, toți, la toți ceilalți din jur, chiar și la tatăl lor, la toți le-au spus. Când ei deodată l-au fugărit, că era amenințarea prea mare, și după aceea au venit la ei, au făcut un ospăț cu Isaac. Da, a făcut un ospăț și a spus că dați să facem pace, din cauza că eu văd că tu ești binecuvântat de Dumnezeu. Și în cazul lui, Laban până la urmă totuși a recunoscut că tu ești un om binecuvântat de Dumnezeu. Aceasta este primul lucru. Și al doilea lucru, uitați-vă, în aceste, când omul greșește și cum Dumnezeu lucrează și îl scoate foarte frumos, chiar și în cazul, cum am spus, chiar și în cazul cu căsătoria lui. Dar până la urmă s-a văzut că de fapt Leia a avut un aport mai mare și a fost mai spiritual, necătând că el totuși ținea mai mult la ceilalți. Dar din punctul de vedere că Dumnezeu a făcut în așa fel și toată această amăgire și așa mai departe, a fost ca ei să fie și în număr destul de mare pentru... Deci totul a fost făcut ca Dumnezeu din toate aceste greșeli ale lor să scoată partea pozitivă și să meargă mai departe. Da, uite, mi-a plăcut ideea aceasta care ai menționat-o, ca și cuvintele lui Laban care zice: rămâi că și din cauza ta sunt binecuvântat și eu. Uite, este nevoie de astfel de oameni și în biserică și în familie, oriunde. Oameni din cauza cărora nouă tuturor ne este bine. Și noi nu știm că datorită rugăciunii unui frate sau unei sori sau a părinților poate, care noi nu știm, dar se roagă pentru noi. Nouă ne este bine, dar nu știm că de fapt datorită lor binecuvântarea vine peste noi. Sigur că astăzi, după mii de ani, putem să spunem că datorită jertfei lui Hristos, datorită rugăciunilor lui, noi suntem bine. Dar totuși trebuie să rămânem și noi oameni prin care binecuvântarea lui Dumnezeu să revarsă peste alții. Așa cum zice Apostolul Pavel: nu știi tu, soră, care ești credincioasă, că prin tine Dumnezeu îți binecuvântează soțul care este necredincios. Și aici este o binecuvântare și o învățătură puternică pentru cei prin care Dumnezeu alege să binecuvânteze. Vreau să vă mulțumesc mult. La încheiere vă invit ca să ne rugăm și vreau să te rog, tine, Elvis, ca să faci o rugăciune de încheiere. Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi, îți mulțumim pentru acest exemplu, pentru viața lui Iacov. Doamne, ajută-ne ca să luăm învățătură și să punem în practică tot ce învățăm, nu doar să fie o teorie. Doamne, ajută-ne ca de fiecare dată când vom lupta pentru ceva să știm că Tu ești cu noi și să Te întrebăm pe Tine dacă voia Ta este cu noi. În Iisus Te-am rugat. Amin. 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 Ceea ce descoperim la Iacov și în viața patriarhilor este că Dumnezeu rămâne credincios indiferent că ești bun, că ești ascultător sau neascultător. Dumnezeu nu este ca și noi oamenii, care dintr-o dată ne schimbăm sentimentele, ne schimbăm părerile datorită unui cuvânt sau a unei fapte. Dintr-o dată schimbăm atitudinea față de o persoană datorită unui cuvânt sau a unei priviri care nu ne-a plăcut. Toată relația este stricată. Dumnezeu este credincios și Scriptura menționează. Iar viața lui Iacov este o dovadă că și Dumnezeu rămâne același ieri, azi și în veci. Și în veci. Chiar și în robia lui, chiar și în anii pribegii, Dumnezeu a fost cu el. Casa lui Dumnezeu era împreună cu Iacov. Până data viitoare, vă dorim și dumneavoastră să aveți un Betel în casele dumneavoastră, în biserici, oriunde veți fi, la muncă, în activități, scara aceea să rămână în sufletele noastre. Până data viitoare, vă dorim numai bine. La revedere!